Neața, prieteni, încă este noapte. Apucând de alergat. Hai. Unul din lucrurile care s-au slăbit în ultimii 2-3 ani cred că este această tărie mentală și acest focus de a face ceva disciplinat, fie că ai chef, fie că nu. Am dormit 4 ore astăzi, în cap la 2, nu știu, n-am avut somn, trezit la 6 și ceva. Credeți că aveam chef de ieși la alergat în frig? Nu. Dar vreau să fac asta, pentru că doar așa reușești să te întărești aici. Și asta e. Până la urmă urmei, lumea și oportunitățile în general nu așteaptă să ai tu chef, nu așteaptă să fie ziua perfectă pentru tine, nu? Ele trec. Așa că, punându-te în situații incomode și dificile pentru tine, chiar dacă este într-un mod artificial, nu erai nevoit să faci asta, îți va întări această capacitate. Așa că continuăm. Parcul Herăstrău dimineața. Este atât de liniște. Se aude ca un zumzet așa cum se trezește orașul, dar în rest nimeni. Știu că nu arată spectaculos, dar astea vor fi două mese de astăzi. Am făcut un pui, un semi-low carb așa, cu arahide și avem practic carne, sos de roșii, am pus un pic de sos de soia și mai multe condimente precum usturoi, piper, niște chili să fie un pic picant și chestii genul ăsta și ne luăm la caserolă. Luăm două caserole, câte 250 de grame, pe care le voi consuma cu niște legume. Am luat aici niște castraveți, ceva și cam atât, fără o garnitură clară. Și cam asta este pentru două mese și voi mai avea un shake și mai vedem ce calorii ne rămân. Ora 9, băut cafea, trec la sală. Antrenamentul de regulă e 50 de minute dacă practic am terminat partea de cardio. Antrenamentul cu greutăți mai mult de 50 de minute nu este niciodată. Eu când aud asta cu stau în sală 2 ore, în principiu stai degeaba, pentru că în 50 de minute, 60 de minute poți face foarte multe exerciții, iar pentru o grupă 2 este mai mult decât suficient dacă nu întinzi. Adică eu fac pauze de 60 de secunde maxim, e mai mult decât suficient. Așa că astăzi începem un program nou. N-am mai făcut de mult să mă țin așa de o structură neapărat. Mai mult am făcut chestiile pe care le-am simțit în ziua respectivă, dar de astăzi începem un program mai așa, parcă să-mi intru un pic într-un ritm mai constant, să spun așa. Hai să vedem antrenamentul. Mergem împreună. Bun, vreau să vă explic antrenamentul. Eu în momentul acesta m-am reîntors practic de la sală. Este ora cât 10 și ceva. Și îmi fac un shake, două cupe. Este o gustare rapidă. Ori mănânc ceva dacă am timp și chef, în special, ori dacă nu îmi fac un shake cu două cupe și mănânc următoarea masă mai încolo. Până acest program încerc să mănânc un pic mai low carb, cumva mai mult carbohidrații să iau din fructe și mai puțin din cereale și chestii de genul ăsta. Este mai mult o preferință. Din nou, este o diferență între ce program mi se potrivește mie și ce program vi s-ar potrivi vouă, pentru că fiecare este diferit. Dar în fine, pentru link, pentru suplimente și desigur aveți un cod de reducere de Angel12, le veți găsi pe ambele în descriere. Bun, hai să facem asta și în timp ce beau și suplimentul, vă voi explica antrenamentul pe care l-am făcut astăzi și de ce fac structura pe care o fac în momentul acesta. Am incorporat un pic de 10x10, care este o tehnică denumită volum german. A apărut acum ceva timp și îți întărește cumva rezistența și lucrează foarte mult în zona de exerciții compuse, foarte puțin la aparate și este un tip de volum diferit la care corpul tău reacționează diferit și veți vedea că vă veți simți diferit. Așa că am început cu un pins deasupra capului cu bara, care este practic exercițiul principal pentru umeri. Desigur, acesta poate fi înlocuit și cu un pins deasupra capului cu ganterele. Este la alegerea voastră. Eu le mai alternez. De data aceasta am preferat cu bara. Important la acest exercițiu este faptul că trebuie să ne ținem cu abdomenul tot timpul încordat, fesierii trebuie și ei încordați pentru că stabilizează lombarul. Știu că nu e un lucru drăguț să stai așa să strângi din fund, dar îți încordează lombarul și te stabilizează și apoi mișcarea este o formă cumva de J, aș putea spune, sau cu o mică buclă, pentru că tu pleci de pe nivelul gâtului, îți ocolești bărbia și apoi te duci direct
deasupra urechilor. Deci este o mișcare cumva un pic curbată, dar ajungi cu bara direct deasupra capului. Acest exercițiu îți va lucra în principal partea din fața umărului, lucrează un pic și partea laterală a umărului. După care mergem mai departe la ridicări laterale individuale. Îmi place mai mult să fac acest exercițiu decât varianta clasică când faci cu ambele odată. În primul rând, pot folosi ceva mai multă greutate. În al doilea rând, exact în această poziție în care te sprijini de o bancă, rămâi nemișcat și îți scoate acel balans pe care l-ai face de obicei și pe lângă asta reușești să te joci un pic mai bine cu poziția umărului prin faptul că lași fundul un pic în spate și ai mai mult loc, să zicem, să îți găsești o poziție în care simți umărul cât mai bine. Pentru că un pic anatomia va fi diferită și vei vedea că dacă duci un pic în față, mai la 40 de grade vei simți ceva, dacă duci mai lateral vei simți altceva. Important este să vă concentrați pe umăr și nu să simți foarte mult trapezul. Și de asta am făcut următorul exercițiu unde avem aceste fluturări inverse cu ganterele, cu pieptul pe banca înclinată. Și aici, prin faptul că am pus pieptul pe bancă, ne-a scos lombarul din ecuație, pentru că putem face acest exercițiu din picioare, din aplecat și să facem această mișcare. Doar că acolo lombarul stă într-o tensiune. Stând pe bancă, lombarul a ieșit din ecuație. Și aici avem două versiuni. Putem face varianta în care este exact ca o fluturare perfectă și o facem doar invers, dar ce am observat, la majoritatea persoanelor, atunci intră foarte mult trapez, pentru că ai această tendință de a strânge din spate în momentul în care ți obosesc umerii. Așa că am făcut o mișcare care arată mai mult a jumătate de X. Dacă ar fi să vă imaginați un X de sus până jos, aceasta ar fi jumătatea de jos a X-ului și atunci izolezi ceva mai bine deltoidul posterior, respectiv partea din spate a umărului. De ce este important? Este important pentru a-ți da o rotunjime completă a umărului, să nu fii în momentul în care te uiți din lateral, așa judeci dacă umărul este dezvoltat bine. Puteți să faceți acest exercițiu, vă uitați în lateral în oglindă și vedeți dacă partea din față este mult mai proeminentă și partea din spate este practic inexistentă, atunci înseamnă că te-ai dezvoltat asimetric, să spunem așa, și trebuie să lucrezi mai mult partea din spate. Umărul ar trebui să fie o chestie rotundă, așa, estetică și îți prelungește spatele foarte bine. Când stai cu mâinile pe lângă corp, îți finalizează, să zicem așa, spatele. După care, totuși, ne-am dus și la trapez, pentru că în ziua de spate am destul de mult volum pentru spate, așa că nu am vrut să mai fac acolo și trapez, m-am dus aici cu trapez, am făcut doar două exerciții pentru trapez aici, oricum trapezul intră în mai multe exerciții, nu doar aceste două. Practic, aceste două exerciții pe care le vom face sunt pentru partea de sus a trapezului mai mult. Și vedem că trapezul va intra și în exercițiile de spate în general. Ce înseamnă ramat cumva în partea de sus a corpului, intră și partea de jos a trapezului, obligatoriu. Așa că aici ne-am concentrat pe partea de sus a trapezului. Mișcarea este lentă, mișcarea este concentrată, mișcarea este controlată, pentru că vedem deseori chestia asta de găină cumva, pentru că este foarte ușor să folosești greutate mare la exercițiul ăsta și este foarte ușor să scurtezi mișcarea și să nu o controlezi. Nu o poți pune 150 de kilograme, 200 de kilograme, ai dat așa un pic din cap și ai zis că ai lucrat și astăzi. Dar nu despre asta este vorba. Trebuie să lucrezi mușchi, nu să muți greutate. Pentru că scopul tău nu este să ridici greutate împotriva gravității. Este să-ți stimulezi masa musculară. Și de asta suntem aici. Așa că mișcarea controlată, greutate ceva mai mică, dar mișcarea controlată 10-12 repetări, după care ne-am dus la varianta cu gantele. Ce se întâmplă la gantele? Ne permite să stăm mai drepți, să stăm cu pieptul mai în față, pentru că bara cumva te obligă să stai un pic pe față și să vii cu umerii pe față. La gantere poți să te deschizi, să stai cu brațele pe lângă corp perfect și cu capul drept. Și atunci veți vedea că mișcarea este un pic diferită. Apropo, tot antrenamentul scris îl veți găsi în descriere, va fi un articol pe blog cu antrenamentul scris și cu câteva explicații în el. Am încheiat cu un exercițiu mai mult pentru postură, dar și pentru deltoidul posterior și anume acest face pull. Acest face pull cu frânghia sau ramat cu frânghia către față este foarte bun și se poate face în două feluri. Odată, cum am făcut eu în acest fel cu brațele deschise în exterior și atunci îți lucrează foarte bine și deltoidul median și deltoidul posterior, adică partea din spate și cu partea de mijloc a umărului, plus că îți îmbunătățește postura pentru că te deschide, bagi pieptul în față și cumva lucrezi la partea asta de cifoză. Mai este o variantă în care apuci frânghia pe față. Deci mișcarea este așa, apuci frânghia pe față
față și tragi către mijlocul nasului, ca mijlocul nasului, acea bilă, să zicem, din mijlocul frunghiei să vină în dreptul nasului și mișcarea va fi ceva de genul acesta. Îți izolează ceva mai bine partea de deltoid posterior, dar îți intră ceva mai mult și partea de trapez. Acum, ambele exerciții, ambele variante sunt bune, pentru că veți vedea în diverse locuri ambele variante, veți spune, am văzut că se face într-un fel sau se face în altfel. Ambele variante sunt bune, doar că lucrează ușor diferit. Sfatul meu este să le alternați, să vedeți care variantă o simțiți cel mai bine. Și cu asta am încheiat antrenamentul de astăzi. Cardio, după cum ați văzut, a fost făcut înainte. Dacă nu vreți să vă treziți dimineața, dacă nu vreți să treceți prin tot procesul ăsta sau nu vreți să le separați, puteți face de aici cardio după antrenament. Vă voi explica de-a lungul acestor vloguri, vă voi explica mai mult despre acest program și de ce îl fac în modul în care îl fac și veți înțelege logica lui mai mult. Dar acum, pentru prima parte, bucurați-vă de vlog. Sper că v-a plăcut acest antrenament. Noi ne continuăm vlogul și spuneți-mi și părerea voastră în comentarii, bineînțeles. Ia să-mi beau și eu shake-ul, dacă tot. Când am apucat să scriu acest program pe care urmează să-l urmez și pe care probabil îl voi și publica la un moment dat, probabil în următoarele luni, acum sunt în faza de testare a fiecărui antrenament. Structura programului este de 4 etape, asta înseamnă câte o etapă diferită în fiecare săptămână și încă mă gândesc dacă să-l fac pe o lună sau pe două luni ca și structură completă sau nu, dar încă sunt în perioada de teste, de asta vă mai prezint din antrenamente în vloguri pentru că încă nu este o structură completă. După ce le testez, cam așa funcționează, testez un antrenament, îl mai modific, mai văd feedback la el, mă gândesc ce ar mai merge și așa mai departe, deci este în lucru. Dar când am gândit acest program, inițial m-am gândit, băi, să fac un program cu care să slăbești foarte repede. Să slăbești cât de repede se poate. Asta înseamnă un program în care trebuie să dedici ceva efort, pentru că ai două variante de a slăbi repede. Unul, te înfometezi, dar vei stagna foarte repede și îți vei afecta și metabolismul, iar cealaltă variantă este să ai un efort mai intens și un efort nu numai că mai intens, un efort inteligent. Și despre asta este vorba. Va fi un program cu un efort inteligent. Dar după asta m-am mai gândit, am zis, băi, suntem o generație care ne-am învățat să fim comozi. Cel puțin în ultimii 2-3 ani totul a devenit mai comod. Și cred că lucrul ăsta ne-a tras înapoi. Și pentru mine, strict pentru mine, nu recomand asta tuturor, nu sunt de acord și nu așa lucrez eu cu oamenii. Dar strict pentru mine, cred că am devenit prea comod în unele puncte de vedere. Și de asta vreau să fac lucruri să mă scoată din zona de confort. De asta vreau să mă trezesc la ora 5-6, să mă duc să alerg, cu toate că e frig, cu toate că n-am chef, cu toate că mi-e somn. De asta mă voi duce să mă antrenez în fiecare zi, să fac ori formă de antrenament, cu toate că sunt obosit, cu toate că n-am chef, cu toate că poate mi-aș fi plăcut să stau să fac altceva și nu mă obligă nimeni. Acest lucru îți va reîmprospăta disciplina, să spun așa, și nu numai asta, îți va întări foarte mult psihicul. Și cred că despre asta, de asta avem noi nevoie, pe lângă slăbit. Deci slăbitul și cu faptul că vei arăta bine, ținând un astfel de program, astea sunt, vin pe lângă. Adică pe lângă asta vei prinde ceva mult mai interesant și mult mai valoros, și anume această disciplină și această putere de a combate amânarea lucrurilor. Pentru că avem această procrastinare foarte, foarte accentuată în ultima vreme, încât tot amânăm lucrurile care sunt importante și asta pentru că nu mai există aceeași dorință, aceeași disciplină. Și cred că un program de genul ăsta ar prinde foarte bine. Și de asta l-am făcut în felul acesta și l-am făcut pentru mine, după cum am zis. Pe viitor poate îl voi scoate și va fi accesibil pe site-ul fitnessnation.ro să-l puteți achiziționa dacă vreți să obțineți aceleași obiective. Programe de slăbit, să zicem, am, program de masă musculară am deja, dacă vă interesează le găsiți pe fitnessnation.ro. Dar un program care să-ți dezvolte disciplină, să te întărească fizic și să-ți ofere rezultate într-un termen foarte scurt, nu am. Și acesta vreau să fie. Acesta vreau să fie și lucrez la el. Asta este perioada, vă voi trece printr-o serie de vloguri în care vă voi arăta procesul meu de lucru într-un program de genul acesta și cred că va fi valoros. Una peste alta este ora 5, aproape. Deci a trecut ziua, m-am pus la calculator, am mai filmat, a trecut ziua foarte, foarte repede. Am vorbit la telefon destul de mult timp, mare lucru nu am făcut. Ziua mea este una destul de monotonă la birou, nu fac mare lucru, îmi iau două mesele, mănânc mesele pe care le-ați văzut dimineața, că le-am pus cele cu pui, le-am mâncat, adică mai am o masă, de fapt, mai am o masă pe care o mănânc în vreo jumătate de oră, iar diseară văd, voi mai avea o gustare diseară, trebuie să mă gândesc exact care va fi, încă nu m-am gândit, și după asta mâine o luăm de la capăt. Vă voi ține la curent cu toate antrenamentele
antrenamentele și vă voi trece prin toate etapele. După cum am zis, vor fi 4 etape diferite, cu 4 tipuri de antrenament diferite, fiecare având un rol. Și ce mai trebuie să vă mai gândiți în momentul în care eu construiesc un program, îl construiesc ca o etapă să vină peste cealaltă, adică să aibă un sens. De exemplu, această etapă pune bazele pentru etapa următoare, iar etapa următoare pune bazele pentru etapa a treia. Toate au o logică și vă voi explica pe măsură ce ajungem acolo. Dar cam atât pentru primul vlog. Data viitoare vom discuta despre alimentație, mai mult despre suplimente, ce opțiuni putem alege pentru alimentație, ce opțiuni putem alege pentru suplimente. Dar asta rămâne pentru vlogul următor. Sper că v-a plăcut, nu uitați să puneți notificările pentru a vedea aceste videouri, bineînțeles, nu uitați să verificați canalul în cazul în care nu vă apar notificările și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la video următor. Pa!